numim și noi Elisa, pentru că așa îi spun frățiorii ei. Bună seara, Elisa! Ne auzim, Elisa? Să știi că dacă te uiți la televizor, s-ar putea să fii un pic indusă în eroare de faptul că sunetul ajunge mai repede ca semnalul. Ne auzim, Elisa? Perfect. Să știți că Elisa este la muncă acum, de asta o vedeți acolo fiind un pic ocupată. Uite, încă o dovadă că e un copil extraordinar, că și-a luat un loc de muncă și, de fapt, prin salariul ei își susține frățiorii care merg la școală toți. Învață foarte bine. Fără școală nu poți să supraviețuiești. Da, chiar o lecție de viață. Am zis că nu mai plâng la voi, dar, sincer să fiu, nu mai pot. Deci, sunt părinți care chiar nu fac așa ceva ce face ea, o fată de 19 ani, când ea, alții care merg în cluburi sau cine știe pe unde merg, și ea s-a angajat la 19 ani să aibă grijă de încă alte 5 suflete. Și ați văzut în material ce frumos are grijă, da, de copiii ei. Și de curați. Copii, toți spun copiii ei, dar frățiorii, vezi, cumva, da, așa ce se întâmplă? La noi în popor se spune așa, Dumnezeu ne iubește și lucrează prin oameni. Uh-huh. Și alege, din când în când, câte un om îl investește cu energie, cu putere, cu dragoste, ca să facă lucrarea lui. Pentru că el nu poate să aibă grijă de copii, nu? Și atunci alege pe cineva dintre, da, noi. Dar ea e prea tânără, adică, nu știu, la 19 ani să ai grijă de încă 5 oameni și părinți. Ei nu se pot numi părinți, oamenii care le-au dat viață să... Bunicile noastre... La 16 ani aveau copii. Așa este, doamna tată, dar acum suntem în 2018. Vremuri. Adică erau foarte puțini copiii care se ridicau din, mă rog, ceea ce făceau toți și din rutina aia, să spunem așa. Erau puțini cei care mergeau la școală, exact, și ulterior, dintre femei, mai ales dintre femei. Și atunci, în 2018, când o fată de 19 ani ar putea să facă orice cu banii pe care îi câștigă și ea, cât câștigă acolo? Și să fie egoistă. Da. Nu e egoistă. Cum deci, sunt copiii aceasta, 19 ani. Ceea ce ne frapează pe noi este lipsa de egoism, egoismul cu care ne confruntăm în fiecare secundă a vieții noastre. Egoismul în parcare, egoismul pe stradă, egoismul la locul de muncă. Să vezi un copil de 19 ani care nu e egoist, și care asta devine breaking news. Da. Da. Și uitați-vă un pic în ce condiții imagini trăiește. Bun, casa... la exterior este dărăpânată, dar în interior este o casă curată, așa cum ați văzut, îngrijită. Copiii toți fac câte ceva în gospodăria aia. Unul spală ghetuțele, altcineva spală vasele, altcineva întinde rufele. Deci ei se găsesc. Este un fel de chibuț. Așa se face în chibuț. Toată lumea muncește și toată lumea, da, doar trăiește. Că acolo sunt mai multe familii. Aici, uite, niște, da, copii care și-au dat seama că este singura lor șansă să fie împreună, pentru că ei au fost trimiși de mama lor într-un centru de plasament. Și asta a fost dorința Elisei, ca cei mici să tocmai nu mai... Dar se numește mamă, nu, se numește animal care le-a dat viață. Niciun animal. Animalele. Exact. Elisa. Exact. Elisa, ne auzi acum? Dacă mă auzi, te rog să-mi răspunzi ca să-mi dau seama... Bună seara! Nu, noi nu auzim pe ea, din păcate. Noi nu o auzim. Dacă reușim măcar să o sunăm, așa, fără să o vedem, că asta e la muncă, dar măcar să o sunăm, să o auzim, să o felicităm, să cumva cei care sunt într-o situație similară și slavă Domnului, dar nu e slavă Domnului, din păcate sunt foarte mulți în situația asta. Sunt foarte mulți copii față de care părinții responsabili reacționează așa cum reacționează oamenii care își aruncă animalele de companie pe stradă când s-au plictisit de ele. Sau poate o văd cei care le-au dat viață. Da, uite, de exemplu, tatăl copiilor, exact, este în legătură directă cu noi. Să știți că ei sunt 12 copii, de fapt, dar fiecare... 12? Fiecare a plecat pe unde a putut dintre ceilalți mai mari. Unul a plecat în Croația, alții sunt în Italia. Asta e, copii disperați care au încercat să-și găsească și un rost în lumea asta mare. Vasile Candalea se numește tatăl copiilor. Bună ziua! Ești, mamă! M-auziți? Domnul Candalea, m-auziți? Da, vă aud. Domnul Candalea, de ce nu sunteți lângă copiii dumneavoastră? Poftim? De ce nu sunteți lângă copiii dumneavoastră? Sunt, doamnă, sunt cu serviciul în București, acum sunt la Iași, acasă.
și mă duc la Dezi, îi copii la Arad acum. Păi, stați un pic, dumneavoastră sunteți acasă la Iași, dar acasă nu e acolo unde sunt copiii? Copiii sunt undeva lângă Arad. Unde? Lângă Arad. Da, bre, în Arad, doamne. Păi n-arad și... copii, cum? Dar n-am fost... Nu știu, și cu ce îi ajutați, domnul Candalea? Hai să vă întreb altfel, că poate... Poftim? Cu ce îi ajutați dumneavoastră? Că înțeleg că lucrați în București. Le trimiteți lunar și lor bani? Nu știu, doamne, nu vă înțeleg, nu v-a avut bine. Păi când e vorba de bani, nu se mai înțelege, doamne, normal. Nu știu, am senzația că... No. Deci, părintele, în mod normal, are responsabilitate, e tutorele copilului. Păi dar ce să-i cerem, doamna tatălui omul ăsta, care nu știe... Întrebarea mea este, care este regimul juridic? A fost decăzut din drepturi, nu, părinte? Nu, nici vorbă. Elis... Deci încasează... Alocația? Cine, domnul Candalea, cine ia alocațiile copiilor? Asta mă interesează. Doamne, nu e nimeni alocația, alocația e în bancă. Cum e în bancă? Păi de ce nu merg alocațiile la copii? Copiii n-au și nevoie de bani, n-au și nevoie... Trebuie să mă duc să le fac acasă, eu dacă... Păi și ce... Ce mai aveți? Ce aveți de făcut? De ce nu v-ați dus acum să le faceți? Deci banii copiilor stau în bancă? Da, că nu s-a dus el să le facă acte. Păi a văzut că e fata asta de 19 ani și are grijă de ei și de asta. Dar nu e normal, deci copiii ăia primesc o alocație ca să-și cumpere cărți, să-și cumpere de mâncare. Deci irresponsabilitatea dumneavoastră depășește orice limite. Deci statul le oferă acestor copii un venit. Să le fac alocația, să le dau la copii, dar alocația e făcută de maică. Deci maică sau unde e? Eu am doi copii care sunt timini. Deci nu toți sunt ai dumneavoastră? Lăsați-mă să le înțeleg. Deci nu toți copiii sunt ai dumneavoastră? Ba da, toți. Dar? Dar s-a făcut prin maică asta la alocație și eu n-am niciun drept. Păi cum? Adică și mama care este în străinătate, ce face? Unde primește? Ea primește într-un cont alocația? Nu știu, acum... Pe ce nume este contul? Cum se fac? Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Statul român ia din taxele și impozitele noastre niște bani ca să-i ajute pe cei mai... Pe toți copiii României, conform Constituției. Toți copiii României primesc alocație. Bogați, săraci, mai mici, până la... Da? Asta e legea în România. O lege frumoasă. Da? Și tu să-ți bagi joc de banii aia care zac în bancă? Păi, dar nu-l interesează dacă el a fost în seară să-și lase copiii la centru de plasament. Vă dați seama. Bun, hai să nu mai... Că nu ne înțelegem cu omul. Elisa, ne auzim acum? Da, mă interesează. Opriți-l, vă rog frumos. Elisa, ne auzim acum? Da. Hai, uite așa, foarte bine, că vreau să vorbesc și cu tine. Bună seara și felicitări pentru ceea ce faci pentru frățiorii tăi. Spune-mi, te rog, Elisa, cum ai luat decizia asta să fii tu și mamă și tată pentru ei? Că nu e simplu. Nu v-am înțeles. Cum de te-ai gândit să fii și mamă și tată pentru frățiorii tăi? Păi numai pe ei am, adică nu m-aș vedea fără ei. Bun, dar puteai și tu ca orice tânăr din țara asta la 19 ani să-ți, uite, ai loc de muncă, să te duci la discotecă, să-ți iei haine? Nu pot să fac asta. Sunt mai fericită dacă ei sunt așa. Dacă ei sunt fericit. Elisa, dar dacă nu erai tu, ei erau acum într-un centru de plasament? Da. Pe tine te ajută autoritățile de acolo, nu știu, vă dau un ajutor social, un sprijin, pentru că, uite, sunt 5 copii în grija surorii lor. Nu. Aici e o problemă. E problemă într-o zonă care nu e atât de săracă ca alte zone a României. Deci Aradu, oraș de, județ de graniță, are niște beneficii acolo, șomaj. Sunt în comuna Cermei din Arad. Deci, și apropo, dacă vreți să-i ajutați, adresa lor este pe pagina noastră oficială de Facebook. Da. Problema e următoarea. Autoritățile, mă bucur că astăzi am aflat că s-a votat. A fost promulgată de președinte o lege propusă înțelept. Ai refuzat un loc de muncă, ți se oprește ajutorul. Bravo! Deci este prima lege de care aud eu de multă vreme care ajută România să se dezvolte. Deci ai refuzat un loc de muncă?
nu mai primește ajutor social. În Arad, șomajul este foarte mic. Nu înțeleg de ce domnul a trebuit să vină la... sau personajul. Elisa, la 19 ani, are un loc de muncă, are un venit. Deci acolo sunt foarte multe locuri de muncă care nu sunt ocupate pentru că nu au suficienți oameni. Ceea ce face copila asta demonstrează că această nație are o șansă. Că noi zicem, românii care vor, care se salvează, pleacă în străinătate și se trăiesc și că aici nu se mai poate. Deci copilul ăsta putea să plece în străinătate. Dar să plece la sora ei în străinătate, da, în Italia. Are o soră în Italia. A? Să stai, muncă, să te sacrifici. Draga mea, Monica Tatoiu sunt. Bună seara. Cum te vezi tu cu frații tăi peste 10 ani? Ei fiind mari, fiecare la ce școală vor, la facultăți chiar. Și tu? Eu mă gândesc de la facultăți. Da, spune-ne, tu nu mergi la facultate, ea nu poate să meargă la facultate. Păi dacă lucrează. Poate să facă și la 30 de ani facultate. Nu. Asta trebuie să-i spun. Stai puțin. Eliza, știi că există cursuri la distanță. Pot să înveți și la distanță învățând împreună cu ei. Te-ai gândit la asta? Sau la o meserie, nu neapărat facultate. Că cu meseria e brățară de aur, poți să înveți ceva și să câștigi mai bine decât tot, un medic. Eu astăzi ne-a învățat o lecție. Până ajunge la facultate, ea ne-a învățat o lecție. O lecție pe care, din păcate, cei care le-au dat viață, i-au lăsat. Bun, acum, eu încă o dată îi spun Elisei felicitări. Da, este o lecție de viață pentru noi toți. Ne scriu oameni că vor să întindă o mână de ajutor acestei familii și eu le mulțumesc din tot sufletul meu. Colegii mei, o să vă pun în legătură directă cu Elisa, să, nu știu, să o sunați și să vedeți exact ce nevoie au copiii, cu ce puteți să contribuiți. Pentru ei orice este foarte important. Și eventual un avocat să rezolve problema cu alocațiile. Corect. Dacă ne aude cineva din Arad, din zona Aradului, avocat care să rezolve problema, să se ducă banii la copii. Ar fi esențial pentru copii să primească, ok, nu e o sumă mare, 84 de lei de pentru copii ăștia e mare. Pentru ei, lor. Exact, 84 ori 5, doamna profesor. 84 și cu 84 și mai mulțim cu 2 și uite așa. Da, e o sumă pentru, deci, familia asta. Nici da, nu vă dați seama banul ăsta puțin cât înseamnă în localitățile mici în care totul este troc. Da?